Capitolul 16. Duhul Sfânt ca învățător. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Am citat Ioan, capitolul 14, versetul 26. Domnul nostru Iisus a rostit aceste cuvinte în ultima discuție pe care a avut-o cu ucenicii săi înainte de a fi răstignit. Aici se prezintă lucrarea multiplă a Duhului Sfânt, învățarea și aducerea aminte a lucrurilor pe care Hristos îi învățase deja. Le vom analiza în ordine inversă. Duhul Sfânt ne aduce aminte. Duhul Sfânt ne aduce aminte cuvintele lui Hristos. Această promisiune a fost făcută în primul rând apostolilor și reprezintă o garanție a modului în care au fost înregistrate cuvintele lui Iisus. Dar Duhul Sfânt face o lucrare similară pentru fiecare credincios care așteaptă acest lucru de la El și care privește spre El cu acest scop. Duhul Sfânt ne aduce aminte de învățăturile lui Hristos și ale cuvântului exact atunci când avem nevoie de ele, fie în circumstanțele vieții, fie în slujire. Mulți dintre noi am putea relata situațiile când ne-am aflat într-o stare de mare disperare sau când ne întrebam ce să spunem cuiva pe care vroiam să-l conducem la Hristos sau să-l ajutăm, dar tocmai în acel moment ne-a venit în minte exact pasajul de care aveam nevoie. Un pasaj la care nu ne gândisem de multă vreme și la care poate nu ne-am gândit niciodată în acel context. Cine a făcut lucrul acesta? Duhul Sfânt. El este gata să facă lucrul acesta mult mai des, dar numai dacă așteptăm ca El să-l facă. Avem privilegiul ca, de fiecare dată când îndrumăm pe cineva care caută calea cea adevărată, să privim spre Duhul Sfânt și să-L întrebăm, ce trebuie să-i spun acestei persoane? Ce pasaj biblic să folosesc? Faptul că, în versetul care urmează acestei promisiuni valoroase, Iisus a spus, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, în Ioan, capitolul 14, versetul 27, are o mare însemnătate. Numai datorită faptului că Duhul ne aduce aminte și ne învață adevărul lui Dumnezeu, noi avem parte și putem trăi în această pace. Dacă vom privi la Duhul Sfânt, așteptând ca El să ne aducă aminte de cuvânt, atunci când avem nevoie de El și potrivit cu ceea ce avem nevoie, pacea lui Hristos va locui în fiecare clipă în viața noastră. Cineva care se pregătea să intre în lucrare a venit la mine foarte tulburat. El mi-a spus că trebuie să abandoneze pregătirea, deoarece nu putea memora pasaje biblice. Am 32 de ani, spunea el, și am fost implicat în afacere ani de zile. M-am dezobișnuit să studiez și nu pot memora nimic. Bărbatul dorea foarte mult să fie în slujba stăpânului său, iar în timp ce vorbea avea ochii în lacrimi. Nu fi descurajat, i-am spus. Crede promisiunea Domnului că Duhul Sfânt îți va aduce aminte de cuvintele Lui. Învață un pasaj din Scriptură, fixează-l bine în minte, apoi memorează altul și altul, crezând că Duhul Sfânt îți va aduce aminte de ele când vei avea nevoie. El și-a continuat pregătirea. S-a încrezut în Duhul Sfânt. După aceea, a început să slujească într-o zonă extrem de dificilă, o zonă în care existau foarte multe erezii. Oamenii se adunau în jurul lui pe stradă ca albinele, iar el își lua Biblia și avea încredere că Duhul Sfânt îi va aduce aminte pasajele din Scriptură de care avea nevoie. Iar Duhul Sfânt făcea acest lucru. Adversarii lui deveneau tot mai confuzi pe măsură ce el le demonta fiecare argument cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu. Iar mulți dintre cei mai împietriți dintre acești oameni au fost câștigați pentru Hristos. Duhul Sfânt ne învață. Duhul Sfânt ne va învăța toate lucrurile. Există o promisiune și mai explicită în acest sens, două capitole mai jos, în Evanghelia după Ioan. Aici Iisus a spus, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Am citat Ioan, capitolul 16, versetele 12 la 14.
Această promisiune a fost făcută în primul rând apostolilor, dar apostolii înșiși au aplicat această promisiune la toți credincioșii. Vezi întâia epistolă către Ioan, capitolul 2, versetul 20 și 27. Fiecare credincios în Iisus Hristos, chiar și cel mai umil, are privilegiul de a fi învățat de Dumnezeu, așa cum spune în Ioan, capitolul 6, cu 45. Cel mai umil dintre credincioși este independent de învățătorii umani. N-aveți nevoie să vă învețe cineva, în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 27. Aceasta nu înseamnă, bineînțeles, că nu putem să învățăm multe lucruri de la alții, care sunt învățați de Duhul Sfânt. Dacă Ioan i-ar fi învățat așa ceva, nu ar fi scris epistola aceasta pentru a învăța pe alții. Omul care va fi cel mai mult învățat de Dumnezeu este omul cel mai deschis să asculte ceea ce Dumnezeu i-a învățat pe alții. Acestea nu înseamnă că, atunci când suntem învățați de Duhul Sfânt, suntem independenți de Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece Cuvântul este tocmai locul pe care Duhul, autorul Cuvântului, își îndrumă elevii pentru a învăța și tocmai instrumentul prin care îi învață. Dar în timp ce putem învăța multe de la oameni, nu depindem de ei. Avem un învățător divin, Duhul Sfânt. Nu vom cunoaște niciodată în mod real adevărul dacă nu suntem învățați direct de Duhul Sfânt. Oricât de multă învățătură omenească ar exista, oricine ne-ar fi învățătorii, nu ne vor oferi o înțelegere exactă și deplină a adevărului. Niciun studiu serios al cuvântului, fie el în limba maternă sau în limbile originale în care s-a scris Scriptura, nu ne vor oferi o înțelegere reală a adevărului. Trebuie să fim învățați chiar de Duhul Sfânt și astfel trebuie să fim învățați fiecare dintre noi. Cel care primește învățătură în acest mod, chiar dacă nu știe greacă sau ebraică, va înțelege adevărul lui Dumnezeu mai bine decât cel care știe foarte bine aceste limbi, precum și limbile înrudite, dar care nu este învățat de Duhul. Duhul îl va călăuzi pe cel învățat de el în felul acesta, în tot adevărul. Am citat Ioan, capitolul 16, versetul 13. Tot ceea ce ține de adevărul lui Dumnezeu este pentru fiecare dintre noi, dar Duhul Sfânt nu ne va călăuzi în tot adevărul într-o singură zi, nici într-o săptămână, nici într-un an, ci pas cu pas. Ioan, capitolul 16, conține menționate două domenii speciale ale învățăturii Duhului. 1. El vă va descoperi lucrurile viitoare, în versetul 13. Mulți oameni spun că nu putem cunoaște nimic despre viitor, că toate gândurile pe care le avem cu privire la acest subiect sunt doar presupuneri. Este adevărat că nu putem cunoaște totul despre viitor. Există lucruri pe care Dumnezeu a considerat potrivit să le păstreze doar pentru sine, lucruri tainice care îi aparțin. Vezi Deuteronom, capitolul 29, cu versetul 29. De exemplu, nu putem cunoaște timpurile sau soroacele, cum scrie în Fapte, capitolul 1, versetul 7, care se referă la revenirea Domnului nostru, dar există multe alte lucruri legate de viitor pe care Duhul Sfânt ni le va revela. 2. El mă va proslăvi, adică pe Hristos, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi, în versetul 14. Acesta este modul special al Duhului de a-L învăța pe credincios, precum și pe necredincios, despre Iisus Hristos. Mai presus de orice, lucrarea Lui este aceea de a-L descoperi pe Iisus Hristos și de a-L glorifica. Toată învățătura sa este hristocentrică. Dintr-un punct de vedere sau altul, El ne conduce în permanență spre Iisus Hristos. Unora le este teamă să sublinieze adevărul despre Duhul Sfânt, ca nu cumva Hristos însuși să fie subestimat și pus în umbră, dar nu există nimeni care să-L preamărească pe Hristos așa cum o face Duhul Sfânt. Niciodată nu-L vom înțelege pe Hristos, nici nu-I vom vedea gloria, dacă Duhul Sfânt nu ne ajută să-L înțelegem. Oricât de multe și iscusite ar fi predicile sau cursurile pe care le auzim, niciun studiu al cuvântului în sine nu ne va putea oferi vreodată înțelegerea lucrurilor lui Hristos. Duhul Sfânt trebuie să ni le arate, iar El dorește și poate să facă lucrul acesta. Duhul Sfânt tânjește să-L facă. Dorința cea mai arzătoare a Duhului este să-L reveleze oamenilor pe Iisus Hristos.
În ziua Rusaliilor, când Petru și ceilalți tovarăși ai lui s-au umplut de Duhul Sfânt, așa cum scrie în Fapte, capitolul 2, versetul 4, ei nu au vorbit prea mult despre Duhul Sfânt, ei au vorbit despre Hristos. Studiați predica lui Petru din ziua respectivă. Iisus Hristos a reprezentat singurul său subiect de discuție. Iar dacă ne vom lăsa învățați de Duhul și subiectul nostru unic de discuție va fi tot Iisus Hristos. Iisus Hristos va ocupa întregul orizont al viziunii noastre. Vom avea un Hristos nou, un Hristos glorios. Îi vom vedea în așa fel gloria, încât vom tânji să mergem și să le spunem tuturor despre acest Domn glorios pe care l-am descoperit. Iisus Hristos ne este prezentat într-un mod diferit atunci când Duhul îl glorifică prin faptul că ne descoperă atributele sale. Duhul Sfânt ne revelează. Duhul Sfânt ne revelează lucrurile adânci ale lui Dumnezeu care sunt ascunse de omul firesc și care sunt considerate de acesta o nebunie. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa. Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dăruit Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Am citat 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 9 la 13. Acest pasaj se referă, bineînțeles, în primul rând la apostoli, dar nu putem limita la ei această lucrare a Duhului. Duhul îi revelează? Duhul îi revelează fiecărui credincios lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, lucruri pe care ochiul omenesc nu le-a văzut, urechile nu le-a auzit, iar la inima omului nu au ajuns, lucruri pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Din context, reiese cu claritate că aceasta nu se referă doar la cer sau la lucrurile care vor urma în viața viitoare. Chiar în viața noastră prezentă, Duhul Sfânt ia lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, lucruri pregătite de Dumnezeu pentru noi și ni le revelează. Duhul Sfânt interpretează. Duhul Sfânt își interpretează propria revelație. El ne dă puterea de a discerne, de a cunoaște și de a prețui învățătura Lui. În versetul următor, din 1 Corinteni, capitolul 2, citim: dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Am citat 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Duhul Sfânt nu este doar autorul revelației, al cuvântului scris sau al lui Dumnezeu. El este și interpretul lucrurilor pe care El le-a revelat. Orice carte profundă este mult mai interesantă și utilă dacă îl avem alături pe autorul cărții pentru a ne interpreta. Iar noi avem acest privilegiu de a-L avea lângă noi pe autorul Bibliei în timp ce o studiem. Duhul Sfânt este autorul Bibliei și El este gata să interpreteze sensul ei pentru fiecare credincios de fiecare dată când acesta deschide cartea. Pentru a înțelege cartea, trebuie să privim la El. Atunci lucrurile neînțelese devin clare. Avem de multe ori nevoie să ne rugăm ca psalmistul din vechime: deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Psalmul 119, versetul 18. Nu este suficient să avem revelația lui Dumnezeu înaintea noastră, în cuvântul scris atunci când îl studiem. Trebuie să avem de asemenea iluminarea interioară a Duhului Sfânt care să ne dea capacitatea de a înțelege cuvântul pe măsură ce îl studiem. Încercarea de a înțelege revelația divină prin intermediul priceperii noastre umane reprezintă o greșeală comună, dar extrem de evidentă. Această tentativă nebunească i-a determinat pe atât de mulți să aterizeze mlaștina așa numitului criticism accentuat.
Pentru a înțelege arta, omul trebuie să aibă atât un simț estetic, cât și cunoștințe despre culori și vopsele, iar pentru a înțelege revelația spirituală, omul trebuie să fie învățat de Duhul. Simpla cunoaștere a limbilor în care a fost scrisă Biblia nu este suficientă. Faptul că noi ne-am aștepta ca un om lipsit de plinătatea Duhului să înțeleagă Biblia doar pentru că știe vocabularul și legile gramaticale ale limbilor în care a fost scrisă Biblia, este precum ai aștepta ca un om lipsit de orice simț estetic să aprecieze Madonna Sixtină în virtutea faptului că recunoaște culorile. Este de neconceput ca cineva să-i învețe pe alții Scriptura doar pentru că are cunoștințe temeinice de limba greacă sau ebraică. La fel cum este de neconceput ca un om să predea artele doar pentru simplul motiv că are ceva cunoștințe despre vopsele. În zilele noastre, trebuie nu doar să recunoaștem totala insuficiență și inutilitatea propriei neprihăniri înaintea lui Dumnezeu, temă care este dezbătută în primele capitole ale Epistolei către Romani, ci și totala insuficiență și inutilitatea întregii noastre înțelepciuni atunci când vine vorba de lucrurile lui Dumnezeu, care reprezintă subiectul primei epistole către Corinteni, prezentată în mod special în primele trei capitole. Vezi, de exemplu, 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 19 la 21 și 26 și 27. În același mod, evreii din vechime au avut parte de revelație prin Duhul, dar nu au depins întru totul de Duhul însuși, pentru a-L interpreta și astfel s-au rătăcit. La fel, creștinii de astăzi au parte de revelația Duhului și mulți nu reușesc să rămână dependenți de El în ce privește interpretarea revelației, de aceea se rătăcesc. Biserica evanghelică în întregime recunoaște, cel puțin teoretic, deplina insuficiență în neprihănirii omului. La momentul actual, biserica are nevoie să învețe și trebuie să simtă deplina insuficiență a înțelepciunii umane. Aceasta este probabil lecția pe care trebuie să o învețe mai presus de orice în acest secol caracterizat de o nemăsurată vanitate intelectuală. Pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne golim în totalitate de propria înțelepciune și să rămânem în totală dependență de Duhul lui Dumnezeu, pentru ca acesta să ni-l interpreteze. Ar trebui să păstrăm în inimă cuvintele pe care Iisus însuși le-a rostit în Matei, capitolul 11, versetul 25. Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Mai mulți oameni care studiau Biblia discutau odată despre cele mai bune metode de studiere a Scripturii. Unul dintre ei, un om învățat și erudit de altfel, a spus: cred că cea mai bună metodă de studiere a Bibliei este metoda bebelușului. Numai când am dat la o parte propria neprihănire, atunci și numai atunci avem parte de neprihănirea lui Dumnezeu. Vezi Roman capitolul 10, versetul 3 și Filipeni capitolul 3, versetele 4 la 7 și 9. Numai și numai după ce ne-am dat la o parte propria înțelepciune, dobândim înțelepciunea lui Dumnezeu. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acesteia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Am citat 1 Corinteni capitolul 3, versetul 18. Golirea trebuie să preceadă umplerea. Sinele trebuie să se verse în afară pentru ca Dumnezeu să se reverse înăuntru. Trebuie să ne lăsăm zilnic învățați de Duhul pentru a înțelege cuvântul. Nu putem să ne bazăm astăzi pe faptul că Duhul ne-a învățat ieri. Fiecare nouă întâlnire cu Scriptura trebuie să fie în puterea Duhului oferită specific pentru ocazia respectivă. Faptul că Duhul Sfânt ne-a iluminat odată mințile pentru a înțelege un anumit adevăr nu este suficient. El trebuie să aducă aceeași iluminare de fiecare dată când ne confruntăm cu pasajul respectiv. Andrew Murray a scris foarte bine: de fiecare dată când te apropii de studierea cuvântului, de ascultarea unei predici sau de citirea unei cărți religioase, trebuie să existe un act clar de umilință. Trebuie să-ți negi propria înțelepciune și să te predai prin credință învățătorului divin. Duhul Sfânt împuternicește. Duhul Sfânt îl împuternicește pe credincios să le spună și altora cu putere adevărul pe care el însuși l-a învățat. Pavel spune în 1 Epistolă către Corinteni, capitolele 2, cu versetele 1 la 5,
Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. În același mod, scriindu-le credincioșilor din Tesalonic în 1-a epistolă către Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 5, Pavel a spus: într-adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Duhul Sfânt nu este necesar doar pentru a le revela adevărul în primul rând apostolilor și profeților aleși, nici doar pentru a interpreta adevărul revelat astfel pentru noi ca persoane individuale în al doilea rând. Avem nevoie, în al treilea rând, și ca Duhul Sfânt să ne dea capacitatea de a comunica eficient altora adevărul pe care El însuși ni l-a descoperit. Avem nevoie de El de-a lungul întregului proces. Una dintre cauzele majore ale eșecului în slujire, chiar și atunci când există un aparent succes, nu doar în slujirea obișnuită, ci în toate formele de slujire, provine din încercarea noastră de a transmite ceea ce Duhul Sfânt ne-a învățat prin vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 4. Adică prin arta logicii, retoricii, persoasiunii și elocvenței umane. Ceea ce avem nevoie este puterea Duhului Sfânt, dovadă dată de Duhul și de putere. Există trei cauze ale eșecului în predicare. Prima dintre ele este transmiterea altui mesaj decât mesajului pe care Duhul Sfânt l-a revelat în cuvânt. Oamenii predică știință, artă, literatură, filozofie, sociologie, istorie, economie, experiență, etc. Și nu cuvântul simplu al lui Dumnezeu, așa cum se găsește în cartea Duhului Sfânt, Biblia. În al doilea rând, mesajul transmis de Duhul prin Biblie este studiat și înțelegerea lui este căutată prin intermediul înțelegerii umane, adică fără iluminarea Duhului. Cât de des se întâmplă acest lucru chiar și în instituțiile în care oamenii sunt pregătiți pentru lucrare, chiar și în instituțiile care promovează o învățătură corectă. În al treilea rând, mesajul dăruit de Duhul Sfânt, prin cuvânt, studiat și înțeles prin iluminarea Duhului, le este transmis altora prin vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii și nu printr-o dovadă dată de Duhul și de putere, cum scrie în 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 2, versetul 4. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu de-a lungul întregului proces și depindem în mod absolut de El. El trebuie să ne învețe la fel de mult cum trebuie să vorbim, precum ne învață ceea ce trebuie să vorbim. Atât puterea, cât și mesajul trebuie să provină de la El.